Te salut în lumea informaticii. Hai să explorez. În acest material vom învăța despre principalele elemente de interfață ale aplicației Yahoo Mail. Ce este de fapt Yahoo Mail? Este o aplicație de poștă electronică accesibilă printr-un browser web. Elementele de interfață sunt de tip webmail, adică se prezintă și se accesează asemănător cu elementele unei pagini web oarecare. Cine poate utiliza serviciul? Orice persoană care are vârsta legală și are la dispoziție un sistem de calcul conectat la internet, dispune de un sistem de operare adecvat, cum ar fi Windows, Linux, Android, iOS, etc., și un browser web, cum ar fi Chrome, Firefox, Opera, Edge, Vivaldi, Safari. Dacă vreți să învățați mai multe despre condițiile de utilizare legală, accesați adresa URL afișată sau scanați codul QR alăturat. Cum putem crea un cont nou în Yahoo Mail? Accesăm adresa login.yahoo.com și dacă nu avem încă un cont creat, accesăm butonul Create an Account. De altfel, dacă avem deja un cont, putem să ne trecem numele de utilizator aici sau putem să continuăm cu Google, dacă avem un cont Google funcțional, cu acest buton aflat puțin mai jos. Hai să vedem ce se întâmplă dacă vrem să creăm un cont nou. Deci apăsăm acest buton. Se deschide acest formular care trebuie completat cu numele, prenumele vostru, cu un ID care încă nu a fost folosit de nimeni, deci un ID nou, o parolă puternică formată din 8 până la 12 caractere, care să includă litere mici, litere mari, cifre, caractere speciale. Aici va trebui să vă treceți numărul de telefon fără 0 în față, pentru că codul de țară deja include 0. Luna nașterii, ziua, anul. Aveți un câmp opțional pentru gender și acceptați condițiile de utilizare apăsând butonul Acknowledge. După ce ați reușit să vă creați contul, puteți să vă conectați în Yahoo Mail. Introduceți ID-ul și parola secretă. De fiecare dată va trebui să apăsați Next. Next. Interfața acestei aplicații se prezintă în felul următor. În partea din stânga aveți un panou, panoul de management Yahoo Mail, în care primul buton este folosit pentru a crea un mesaj nou. Butonul Inbox este cel selectat în imaginea din față, de aceea apare cu bold. Este folderul mesajelor primite. În acest moment, deci, în partea din dreapta se vede cuprinsul acestui folder, adică mesajele care se află în inbox. Folderul Unread este folosit pentru a reține mesajele necitite. Mesajele netrimise încă, dar salvate, se află în folderul Drafts. Mesajele trimise se regăsesc în folderul Sent. Mesajele arhivate în folderul Archive. Mesajele nedorite ajung în
folderul spam, de unde pot fi șterse ulterior. Mesajele șterse ajung în prima fază în folderul trash, iar dacă le ștergeți și de aici, atunci acele mesaje sunt șterse în mod definitiv. După asta urmează folderele utilizatorului. Puteți crea oricând foldere noi cu ajutorul acestui buton plus New Folder pentru a grupa mesajele după tematică sau după alte criterii stabilite de voi. În partea de sus aveți câmpul de căutare. Puteți să introduceți câteva cuvinte aici și să căutați mesaje mai vechi, documente, fotografii, etc., apăsând acest buton. În lista care apare în inbox, aveți la dispoziție adresa de mail a expeditorului, subiectul mesajului, adică puteți să vă dați seama cam la ce se referă mesajul respectiv. Dacă selectați un mesaj bifând această căsuță sau oricare dintre acestea, puteți să efectuați următoarele operații. Puteți să arhivați mesajul selectat, să-l mutați în alt folder, să-l ștergeți sau să-l marcați ca spam. Dacă deschideți un mesaj, în partea din stânga sus se afișează cele trei butoane pentru a răspunde la mesajul respectiv. Dacă apelați la acest buton, adresa expeditorului va deveni adresa de destinație, adică expeditorul va fi noul destinatar. Dacă existau mai mulți destinatari în mesajul original, puteți alege acest buton Reply to All, răspunde la toți, și în acest caz toate adresele implicate sunt trecute la destinatari, adică toți cei implicați vor primi răspunsul vostru la mesajul original. Iar acest buton este pentru redirecționare, adică ați primit un mesaj de la X și vreți să-l transmiteți mai departe lui Y, apăsați acest buton și treceți în câmpul To adresa lui Y. Aveți la dispoziție și aici butoanele de arhivare, de mutare, de ștergere, respectiv de marcare ca spam. Și în plus un buton pentru imprimare, dacă doriți să imprimați pe hârtie mesajul deschis. Puteți vedea inclusiv data la care a fost recepționat mesajul. Dacă apăsați butonul Compose pentru a crea un mesaj nou, vi se deschide o fereastră cu următoarea structură. În antet avem câmpul To pentru adresa destinatarului, câmpul CC pentru adresele acelor persoane care vor primi copia acestui mesaj și câmpul BCC pentru destinatarii care vor primi copii secrete ale acestui mesaj. La ce ne referim aici? Dacă introduceți mai multe adrese de mail, de exemplu adresa A, adresa B și adresa C, mesajul va fi direcționat către A, B și C, dar nici A, nici B, nici C nu va putea vizualiza adresele celorlalți destinatari. În următoarea secțiune puteți să scrieți textul mesajului. Dacă vreți să atașați un fișier la mesajul redactat, utilizați butonul Agrafă,
mai aveți la dispoziție aici butonul pentru includerea unui hiperlink, butoane pentru editare, bold, italic, culori pentru fonturi și așa mai departe. Aveți inclusiv un buton pentru ștergerea acestui mesaj. În final, trimiteți mesajul apăsând butonul Send. Dacă doriți să schimbați parola secretă, parcurgeți următorii pași. Accesați numele de utilizator aflat în colțul din dreapta sus. Din meniul de rulant alegeți Account Info, apoi Account Security și la pasul 4 vă introduceți ID-ul actual, apăsați Next, introduceți parola actuală, apăsați Next, se afișează un link pentru Change Password, pentru schimbarea parolei, creați un password nou, deci o parolă nouă, puternică, și apăsați Continue pentru a definitiva. Nu uitați de deconectare! Temă propusă. Succes!